Bun regăsit, dragii mei, la un nou vlog. Astăzi am ales să vă prezint și să vă arăt la Leaua Pestriță, Fritillaria meleagris, după denumirea sa latină, sau floarea de șah, cum este cunoscută în popor. O floare rară și solitară crește ascunsă de coroanele stejarilor în pădurea din Șes, la o distanță de nici 10 km de orașul Bistrița, în localitatea Orheiul Bistriței. La Leaua Pestriță înflorește pentru o perioadă scurtă de 7 până la 10 zile în lunile aprilie-mai, dar depinde mult și de evoluția vremii. Anul acesta a înflorit mai devreme. Denumirea științifică a plantei este Fritillaria meleagris. Fritillus, care în latină înseamnă tablă de șah, pahar de aruncat zarurile, face aluzie la pătratele ordonate brun-roșcate ale lalele. Din acest motiv, poporul a numit-o bibilica, deoarece se aseamănă cu o pasăre cu penaj la fel de pestiț, negru cu puncte albe. Ceea ce o deosebește de celelalte lalele este culoarea ei violetă cu pete albe, dar și modul de răspândire, deoarece ea crește la noi spontan în locurile umede, în apropierea pădurilor. Pentru frumusețea ei este culeasă abuziv, încât în unele zone ale țării a ajuns pe cale de dispariție. Această floare minunată purta în trecut denumirea de floarea de șah, denumire care i-a fost dată de Daria, nepoata unui vistiernic de la curtea șahului Persiei. Legenda spune că Daria avea grijă de grădina palatului în care existau cele mai alese soiuri de lalele. Într-o noapte a avut un vis în care o tânără care purta o rochie alb liliachiu a venit în grădină la ea și i-a cerut flori pentru mama ei care era bolnavă. Daria i-a oferit un buchet de flori, dar în schimb i-a cerut să-i aducă o lalea pestriță pe care o dorea de mult timp. După un timp a apărut în grădina palatului o lalea pestriță care a fost îngrijită și dăruită demnitarilor care veneau din țările vecine. În același timp, unchiul ei, care era un pasionat matematician, a inventat jocul de șah pentru a-i alunga plictiseara care îi cuprindea adesea pe marele șah. Când unchiul ei s-a înfățișat cu jocul de șah, Daria a adus floarea pe care o a numit-o floarea de șah. O altă poveste spune că lalele au devenit pestrițe de la amarul lacrimilor, deoarece se crede că localnicii din frătăuții noi, care erau uniții, au plâns soarta bucovinească, au căutat alinarea în șoaptele codrului, pe potecile naturii, în locul unde au crescut aceste flori. Nici până astăzi nu s-a definitivat care este originea acestei minunății și cum a apărut ea. Așadar, toate poveștile legate de această floare sunt unele mai mărețe ca altele. Ceea ce ar trebui să știe toată lumea este că laleaua pestriță este o specie introdusă în Cartea Roșie și ocrotită de stat.